Să știți că în ultima perioadă, știți cum e pe pandemia asta, s-au căsătorit copiii satului nostru, dar nu prea. Spre deosebire de da, anii trecuți. Nu prea. Nu prea, pentru că au fost constrânși și au fost uh, niște reguli impuse, să nu așa. La noi la țară nunțile sunt mai fastoase, cu oameni mai mulți, cu știi, obiceiuri, obiceiuri tradiții și neavând voie să-și facă, copiii au dorit să-și facă tradițiile și obiceiurile la, în timpul căsătoriei, în perioada căsătoriei și atunci noi am fost restricționați un pic să facem chestia asta și atunci s-au căsătorit doar din anumite motive. Nașterea unui copil, plecarea lor în străinătate sau alte împrejurări care au forțat un pic. Dar spre deosebire de anul ăsta, în anii trecuți, chiar au fost. Până la urmă, tinerii vor să-și întemeze o familie. Cam câte căsătorii înregistrați pe an? Anul trecut au fost doar 5 căsătorii. Dar în anii anteriori, peste 20. Peste 20. Da. Mulțumitor ca număr? Mulțumitor, mulțumitor, pentru că tinerii din ziua de astăzi nu se mai leagă de un, o hârtie. Dar la țară încă se mai țin de tradiții, vor căsătorii cu acte în regulă.